Fania Străi Giurgiu din Liga Suporterilor au sărbătorit aparte încheierea campionatului și aducerea la Giurgiu a titlului de campion al României. Cei mai înfocați suporteri, mulți dintre ei alături de Astra aproape la orice partidă acasă sau în deplasare, au ținut să marcheze începutul pauzei competiționale cu un chef la iarbă verde, sărbătoare de unde nu au lipsit scandările ce puteau fi regăsite până nu demult în peluza stadionului Marin Anastasovici. După un sezon regulat plin de emoții și după un play-off care a confirmat că Liga Suporterilor Astra Giurgiu merită să fie galeria unei mari campioane, băieții de la Peluză s-au bucurat satisfăcuți că Astra este campioana lor. O seară frumoasă, vă bucurați alături de fani. Cum ați spus la cale chestiunea asta, cum a ieșit? Automat, după ce Astra a devenit campioană, ne-am și gândit să facem un chef al campionilor. Ne-am fi dorit să fie mai multă lume lângă noi, dar e bine și așa, totul a ieșit foarte frumos, lumea e bucuroasă, noi ne bucurăm de realizările Astrei, de performanțe istorice pentru orașul nostru și așteptăm ca la evenimentele viitoare, după victorii celebre, lumea să fie mai aproape de Astra și să fie cât mai mult să sărbătorească împreună cu noi. Suntem campioni, ne bucurăm de asta, ați vrut să vă bucurați voi la voi acasă, invitând câțiva prieteni, cum e? Da, este o seară frumoasă, am început cu un grătar, am vorbit de mult, de când am luat campionatul de la Egalul Stelei, am hotărât să facem acest grătar, să ne bucurăm de acest campionat, acest moment unic pentru orașul nostru și într-un final am reușit să reîncepem toți, fiecare cu munca, am găsit o duminică liberă pentru toți și ne-am petrecut și este foarte bine. Sperăm în continuare să continuăm cu petrecerile și să fim alături de giurgiuveni și giurgiuvenii la rândul lor să fie alături de noi și de această echipă și să ajungem în grupele Champions League sau Europa League. În una din grupe să aducem din nou acele echipe frumoase, să ne împrietenim cum ne-am împrietenit cu cei de la Celtic, vrem să ne împrietenim și cu alți suporte din Europa. Astra Giurgiu iese astăzi iar la joc.